Noile reguli privind redobândirea cetățeniei române i-au scos din casă pe unii moldoveni. Aceștia au ieșit luni la protest în fața Consulatului României de la Chișinău pentru a-și exprima dezacordul față de modificările la legea privind redobândirea cetățeniei române, printre care termenul extins de examinare a dosarelor și necesitatea posedării unui certificat de cunoaștere a limbii române la nivelul B1. Protestatarii consideră că modificările legislative votate recent de Parlamentul Român în a doua lectură creează obstacole nejustificate în calea obținerii cetățeniei. Aceste certificate nu se obțin pe teritoriul Moldovei și nu se obțin ușor. Aceste certificate se obțin ca urmare a susținerii unor examene, examene care se susțin în centrele deținute de Institutul Limbii Române, centre care organizează examene ordinare doar de 4 ori pe an. Gândiți-vă costurile de logistică. Deci omul să se deplaseze în România, undeva să cazeze, să se ducă la acel examen, că normal trebuie să se ducă odihnit. Persoana trebuie să achite o taxă de înregistrare. La momentul dat, taxa este 250 de roni. Potrivit protestatarilor, se vor extinde și termenele de acordare cetățeniei, care ar putea ajunge până la 8 ani. Ei modifică termenul legal de 4 ori, îl măresc. În practică o să fie, de fapt, mărirea termenului de 2 ori. Sub ce aspect? Termenul legal la momentul dat este de 5 luni. Acum, în modificarea legală, va fi menționat un termen de 2 ani. Însă, în practică, la momentul dat, acest termen de 5 luni nu se respectă. Termenul real de soluționare este de 4-5 ani. Deci, în practică, putem înțelege că o să ajungă la un termen de 6-8 ani de soluționare. Expertul în drept constituțional, Alexandru Arsenie, consideră că cetățenia română pentru moldoveni este un drept și nu o vocație, deoarece, după ocupația sovietică din iunie 1940, basarabenii nu au renunțat de bunăvoie la cetățenie română și nici nu le-a fost retrasă în mod legal. Noi, urmașii cetățenilor români deportați și lipsiți în mod arbitrar, nu am pierdut cetățenii, ne-au fost retrase. Deci noi ne-am păstrat prin sânge, asta e natural, și solicităm guvernului țării să stabilească în legea cetățeniei un articol prin care urmașii cetățenilor români deportați după 1941 și așa mai departe, să fie recunoscută cetățenia. Expertul subliniază că propunerea sa are legalitate din punctul de vedere al dreptului internațional. Aceasta e strict în conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția privind cetățenie, Convenția Europeană privind cetățenie. Iată, acesta este manifest ca să arătăm că noi avem dreptul și solicităm să fie ascultată vocea poporului cetățeanului. OanTV a solicitat un comentariu de la Ambasada României în Republica Moldova, însă până la difuzarea acestei știri nu am primit un răspuns. Anterior, ministra Justiției din România, Alina Gorghiu, a explicat că modificarea legii cetățeniei este un pas spre eliminarea riscurilor dobândirii în mod ilegal a cetățeniei române, condiție necesară pentru ca România să adere la programul Visa Waiver, care ar permite călătorie liberă în SUA. Gorghiu a subliniat că în perioada octombrie 2022 până în prezent au fost confirmate suspiciuni de fals în aproape 1000 de dosare de cetățenie.